jurnalist dumneavoastră sunteți? Corjan Mirel. Corjan Mirel, perfect. Domnul Mirel, în principiu și în mare știu despre ce e vorba. V-aș ruga pe dumneavoastră să-mi spuneți cum l-ați cunoscut pe domnul subcomisar, domnul agent șef Raul Iacob. Cum l-am cunoscut? Mai nou l-am cunoscut prin Grațian, mai bine. Așa. De pe la el. Că ar fi colegi din școală, de nu știu ce, da. Așa l-am cunoscut. Nu știu, el mi-a pus 1, 2, cu cine umblam, mă? Da. Că ar fi avut, nu știu ce, un pont ăia, de niște sârzi de la euro. Bun, mă, hai mă la mașină, o geanță de bani la mașină, că adună banii, încasările și o lasă mașina, nu știu cum, seara. Păi, zic, voi de cine ați făcut acolo? Păi, zice, nu putem, nu știu ce, dar la mașină, hai mă, zic, ce e vorba. No, dar eu nu știam că ei spus de Raul Iacob ăsta. Nu știam că spus de pe porecla e Ciordeaua. Pintier, cred că știi numele, poți să-l afli numele, cine e. Că așa mi-au vândut și mașina, cu tot cu Raul, cu ăsta. Da. Până la urmă m-am dus și am luat o geantă, ce era al lui unchi, după câteva zile a venit, m-a arestat el, mi-a băgat tâlhărie, asta 24 de ore pe arest, nici n-a fost dus la un procuror, la nimic. A doua zi să mă scoată, dar seara negocia cu mine în WC, în baie, cât bani îi dau, să dea drum acasă. Spuneți-mi, unde exact în WC? În care WC? La poliție? În IPJ Timiș. În IPJ Timiș. Că era și colegii lui în birou, dar spunea dacă mi-a pișa, îmi făcea semn. Da, zic, mergeam la WC și îmi spunea, cât crezi că poți să dai? Bă, zic, n-am făcut și așa nimica, zic, că cred că vreo 1000 de ori acolo, na, și așa, zic, nu prea am, zic, nu prea am atât de mulți bani. Da, e, las că tu faci bani, știu eu, era omul, știa că eu fac bani, că fur și fac bani, așa știa el, da. Da. Până la urmă, nu i-am dat eu niciun bani, nimica, am lăsat-o așa, atunci omul a doua zi m-a scos, cum să mă scoate din tâlhărie aia, m-a făcut nici la procuror, nu m-a dus, nu m-a prezentat. Mi-a transformat în furt asta și mi-a dat drumul acasă, a doua zi. Bun, după aia a venit, m-a căutat, m-a găsit, m-a amenințat, nu îi dau bani, 100 de milioane, aia, 2000 de euro, mă bagă pe la pușcărie, are grijă mea. No, eu am luat și mi-am vândut un telefon, un S8, în cutie, cu 2000 de lei, 20 de milioane. I-am dat 20 de milioane în față la IPJ Timiș în parc, nu i-am mai dat, m-a căutat iar m-a amenințat cu colegul lui, unul, Dan, tăia pe față, așa, îmi scrie, un țigan, așa, am crezut, n-am știut ce, că eram încă beat în Badea Cărțan, a venit cu el cu o mașină civil. Eu beam bere cu mălâncuș. Un mălâncuș beam acolo, la barul de lemn, așa îi spunea. Da. Ei, el știu că sunt acolo. Eu știu ce informatori aveai pe acolo. A venit, iar am văzut că mai amenință, am dus cu Radu Bălan. Ăla e intervenționar aici, Radu Bălan. No, m-am dus și am mai dus încă 1000 de lei, 10 milioane, la tabu, ceva, barul din Sinaia. Pe colț acolo, o cafenea. Cum se numește, da, barul exact? Tabaco sau cum? Tabaco, da, la Tabaco, da, nu știam de barul, da. Tabaco, da. Pe dreapta, la Sinaia, da, acolo. Okay. Că și el stă la poarta aia altă verde, așa am aflat unde stă el. Corect, da. Acolo stă, corect. Așa, și a trimis într-o seară după mine, cred că mă scuzați, cred că Copa îi zice la bar, nu? Da, Tabacul e în complex. Copa, da. Așa. Ceva în genul ăsta, că n-am intrat niciodată acolo. Deci, intrat, domnul Corjan, ca să recapitulăm un pic și după aia vă las să continuați. Deci, dumneavoastră spuneți așa, odată când v-a reținut, a spus că banii erau al lui unchiusul, da? Dar nu i-a luat niciun ban unchi, i-a luat o geantă goală, i-am dus-o înapoi. Am înțeles, da, dar nu, întrebarea mea următoare, era sigur unchiusul sau doar au spus așa, unchiul? N-am de unde să știu, am înțeles, bun. În timpul anchetei, v-a dus în toaletă de câte ori să vă ceară bani? Odată? De vreo trei ori. Da, bun. Mai avea un coleg, unul Adi, mai avea un coleg de-a lui acolo în birou. Și în ziua de azi, dacă se uite, cred că e cuțitul meu cu buton la el și un farfec de căitorie, micuț. Cred că și în ziua de azi, fiecare cuțitul meu cu buton pe la el. Cuțit negru, așa, cu buton. Am înțeles, cu bun. Buton. Prima fază... Dacă îl caută prin birou, sigur găsești cuțitul ăla la el. Corect. În prima fază spuneți așa, că i-ați dat 2000 de lei după ce ați vândut un telefon, da? În Badea Cărțan. Da, așa. Da, nu, în fața la IPJ, pardon, în fața la IPJ. În fața la IPJ, da. Așa, da. Acolo în părculeț. L-am vândut la un prieten de-a meu, nu știu dacă vrea să recunoască ăla. Că el a și venit, porecla e Tărzănel, porecla. Tărzănel. Lui spune Arcalean Vasile acum, îi spune. Da. Safleam Vasile.
Am, da. Înțeles, am înțeles, bun. Ok, deci și a doua tranșă de bani a fost 1000 de lei la da. Barul Copa în Sinaia. Da, i-am pus-o pe masă, i-am pus-o anume, au zis, nu, ieși cu ultima afară și eu iau ultima, dar i-am pus-o lui pe masă. Da. Da, eu am ieșit afară, i-am dat-o lungi să o lângă urșe. Și i-am spus că nu mai fac bani, am avut o mașină, o Alfa, Romeo, o vii ce să dusă pe ea, el cu oamenii ăștia lor, ce punea să fac fragran la oameni, sau el avea la mână, conducea fără permis, cât spărgea apartamente, ceva în genul ăsta, porecla e Ciordeaua. Pe Inter poți să afli numărul lui, numele lui, numele lui, că nu știu pe nume, cum da. Spune. Spuneți, porecla asta, o știu. Spuneți-mi, vă rog frumos, unchiul său ăla care a venit la bar era unchiul său? Unul brunet, așa mai mare, țigănos, și la servisul din Calea Lipovei, unde are Cornela Gache un servis, e vecin vis-a-vis de servisul lui, acolo e servisul, că acolo au fost și ei, de acolo au scos pozele, ei pozele, pe cum că eu am fi umblat la mașina lui, au fabricat tot. Am înțeles. Patronul ăla de acolo, da, că mașina a stat-o în față la camere acolo, eu nu m-a interesat. Am luat-o, mă spune nimic, că ne-am dus geanta înapoi. După câteva zile am venit în Badea Cârțan, că avea pus acolo la o bărmăniță, să mă filmeze. Când beau, când joc, ce fac eu acolo? Eu n-am știut cum mă pun în live și mă trimite la el acolo. Na, nu a durat mult, a venit și m-a arestat pe terasă. M-a băgat seara în arest. O zis că tâlhărie, ceea ce nu făcusem, nici o tâlhărie, am luat o geantă de o mașină deschisă, am văzut nimic, am dus geanta înapoi și l-am lăsat înapoi geanta. Na, că precum că la el am fi furat pe unchiul și să-i dau lui 10.000 de lei. Atunci, băi, mai bine, nu înțelegeam că sunt 100 de milioane, credeam că 10 milioane. Am înțeles. După am realizat că, deci, da, practic, am realizat că 100 de milioane. Practic, ca să vă scoată din tâlhăria asta, v-a cerut 100 de milioane, dumneavoastră i-ați dat, până la urmă, 3.000 de lei. Adică din 10.000 de lei... 3.000 de lei am făcut să-i dau. Da, 3.000 de lei am dat, până la urmă. Dacă am forțat, eu nu vreau să-i dau nimic. Da, da, da. Știi că n-am luat da, nimic, n-am făcut nimic. Și în primul rând aparținea el în zona aia, zona lui 5, calea Lipovei. Da, zona lui 5, da, el nici da, nu era acolo la munca aia. Am înțeles. El m-a fabricat așa un fel de tâlhărie să ia dosarul la el. Am înțeles. De cum secția 5 se mai ia? Spuneți-mi el la municipiu. Domnul Corșan, spuneți-mi, vă rog, da, fapta asta când s-a întâmplat? În ce an, în ce lună? În 2017, prin iunie. Prin iunie, da? Ok. Da, asta prin iunie. Dar se poate verifica și în arest și în tot. Nu, nu, că verific, verific, domnul Corjan, 100%. Dar și tot sale, nu da, știu, dar au insistat, nu. Bun, știu. Bun, spuneți-mi, da, prima tranșă de bani aia, 2000 de lei la IPJ, când i-ați dat? Cred că tot în 2017. Da. I-am dat tot în 2017, mai așa, mai prin toamnă. Prin toamnă. Și următorii da, 1000 de lei? Tot în 2017, prin noiembrie, așa. Da. Împreună cu Radu Bălane. Radu Bălane aici, omul se află, că i-am dus și banii. Da, dar de chestia asta știi și frații mei, și fosta nevastă, știi mai multă lume. Am înțeles. Domnul da, Corjan, astăzi când vorbim da, dumneavoastră, da, pentru ce sunteți arestat? Reținut, eu pardon. Eu sunt da, pentru conducere fără permis da, și furt din auto. Și furt din auto. Până când da, sunteți condamnat? Eu mai am încă 5 luni până la comisie mai am aici. Da, am înțeles. La ora actuală în ce penitenciar sunteți, vă rog frumos? La Timișoara. La Timișoara, bine. Da. Ok, perfect. Da. Mai aveți ceva de adăugat sau cam asta e povestea în mare? Păi povestea în mare că e numai asta. Că, de exemplu, să vă spun cu taximetristul cu ăsta, copilul Mile din Traian. Copilul Mile. A venit taximetristul, m-a luat de acasă, de la frate meu, și m-a dus să mă întâlnesc seara cu el. Nici nu știam ce vrea. Deci ăla poate să fie luat, să confirme, că de adevăr m-a dus la el, la poarta aia verde, albastră, de lemn, lângă Sinaia, și de acolo m-a dus la un bar afară, pe un întoarce 2, o tramvaiul 2, cu el. Da. De asta cu el. Dar dacă puteți să, eu știu, să veniți sau... Da, da, eu am făcut o cerere, acum aștept să văd dacă mi-o aprobă penitenciarul, dar nu asta e problema. Lăsați-mă să verific și o să țin legătura cu colegul dumneavoastră și în funcție de eventual mai revin păi cu... Păi da, dar când am fost la negocierea care vorbesc cu el, chiar la Pinter sus, am fost în piață Neozefin. Să vină să stăm de vorbă cât să-i dau ca să vadă de treaba lui. Exact, la el pe terasă sus. Pinter cunoștea și a zis, da, intervin da, eu că-l cunosc și n-a negociat acolo și... Da, corect, corect. Mă zic, nu-i dau nimic la omul ăsta. Oricum vrea să bagi 24 de ori în arest. N-ar de ce, zic, și eu nu-i dau mă nimic, nu vreau. Deci, nu, practic... Nu-i dau, m-a constrâns. Da, și au luat și mi-au vândut și o mașină, Alfa,
Alfa Romeo cu ăsta, de 1500 de euro. Și am zis, dacă ați vândut și mașina ce ați făcut voi, nu știu, cu omul tău a vândut-o, nu poți ce ai făcut, mi-aduci mașina, îți dau diferența, nu mi-aduci mașina, nu-ți mai dau niciun leu. Și intră banii aia, în aia 100 de milioane. Am înțeles, da. Eu așa am făcut. Și au zis, oricum mă termină. Când m-a arestat în 2018, tot ce mi-au fabricat cu tâlhărie, la secția 5. Nu a fost o tâlhărie, că am oamenii în dosarul care vin în instanță și azi omul să nu a făcut nimic. Aia se poate vedea la dosarul din 2018, din martie, din 27 martie. Oamenii au declarațiile în instanță și la judecătorie și la curtea de apel. Ei m-au ținut tot pe tâlhărie, mi-a transformat tâlhăria în furt, nu au avut cum păbrit oamenii în instanță, reclamanții. Și iar domnul Raul mi-a trimis salutări și sunt greu de găsit și făcut plăți. Prin la domnul Angel de la secția 5, când a ieșit la procuror. Am înțeles. Da. Domnul Corjan, spuneți-mi povestea asta cu cerutul banilor în toaleta IPJ-ului. Ați mai reclamat-o cuiva? Ați mai spus-o cuiva? Da, am zis-o la cum. Dar știi și frați de-ai mei, și nepoți de-ai mei, și prieteni de-ai mei, știe. Dar Radu Bălan știe că eu eram prieten cu el și mai circulam cu el și știe lucrul ăsta. Da. Chestia asta, da. Am înțeles. Și prieten că ei mi-a zis, bă, dă-i așa, 10 milioane, nu-i dau mai, așa mai mult. Bă, zic, nu-i mai dau. Uite, astea 10 îi dau acum și nu-i mai dau deloc. Dacă îi dau, îi dau marcața, ți-l satur, am zis. Da? Bine, mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și ținem legătura, vă rog frumos, bine? Da. Mulțumesc mult, la revedere, cu stimă, la revedere. Bună, la revedere.